procesy pomalu, aby tlumočníci mohli správně a dobře překládat. A nahlas. Pane předsedo, jak si představujete spolupráci komunistických stran na ideologické frontě? A co považuje rumunská komunistická strana za nezbytné, aby marxistická filozofie odpovídala potřebám společnosti na prahu atomového věku? Colaborarea dintre partii cele comuniste, colaborarea cu comunistickými stranami, trebuie să pornească de la concepția științifică despre dezvoltarea de profesionale. Nu se vitează vedeți că răspătarea nazară de la analiza desfășurării chestii sociale pe baza materialismului dialectic și istoric. V rozboru vývoje lidské společnosti na základě historického a dialektického materialismu. A konstituje baza filozofii marxismu. To je základem marxistické-leninské filozofie. Și cu aceasta este am răspuns și la ceea ce trebuie făcut în viitor. Timpul, domnilor, să odpovedea din această e potreba de la budoucii. Jaký je rozdíl podle rumunské strany k otázkám bukurešťské a evropské deklarace, otázkám evropské bezpečnosti? Jaká je diferencia mezi? Diferencia mezi bukurešťskou a karlovarskou deklarací. Care este diferența dintre declarația cu privire la securitatea europeană de la București și declarația de la Carlo Vivari? După părerea noastră. Aveți pe amândouă citiți-le și trageți singur concluzii. Este obiectivă prelație animată, cercetăție a zavăr cu de autostare. Jaký je faktom, že rumunská komunistická strana je jedna z mála komunistických stran, která má velmi dobré vztahy i ku komunistické straně Číny, bez toho, že by se tam projevovaly určité diferencie? Având în vedere că Republica Socialistă România și Partidul Comunist Român este singura țară și singurul partid care întreține relații bune cu toate partidele și țările, inclusiv cu Partidul Comunist și China, fără ca să apară aici anumite contradicții, îmi întreabă cum face Partidul Comunist Român de, și ce face de este această situație. Să știți că nu este niciun secret. Lenita Zarne Taemski, Partidul Comunist Român pornește de la faptul că între comuniști trebuie să existe relații de colaborare. Rumunica comunistică strana de cazi, zăcutăcinești, jamezii comunistici, strana mea mezi comunistii, nu ți există la spolupărată. Nu trebuie să se amestece în treburi altor partide. Že se navzájem není třeba vměšovat do záležitosti jiných stran. Všechny problémy, asupra skóra, jsou punkty de vedere deosebite. A že ty otázky, na něž existují odlišné názory, trebuie rămurite pe baza discuțiilor tovarășești. Eu trebuie vysvětlit na základe soudružských rozhovorů. Acționim în comun asupra ceea ce ajunge la concluzii comune. Společným postupem v tom směru, kde je možno dospět ke společným závěrům. Já bych na Zuru a Marecku, jako na stále reprezentanta socialistických zemích OSN, a to je současná pozícia a další perspektivy socialistických zemí,
organizat istoric narodul. O întrebare pentru Tomaș Șumănescu ca reprezentant al țărilor socialiste în Organizația Națiunilor Unite. Care este situația țărilor socialiste și perspectiva activității țărilor socialiste în cadrul Organizației Națiunilor Unite? Poziția pe care o făcut în această organizație. Dar vreau de greptea, să vreau zis că eu vă zic, o plâng tot stavenii pe o organizație. Asta, veți informarea dumneavoastră? Vreau și informații. Domnul Cristescu mi-a răspuns ca îngrebarea populului. Dumnezeu, vreau să vizită ce s-a votat cu poloșul domnului și delegat. Însă, pentru cât am această permisiune de a răspunde, m-am obșenut cu eu o sfărănie, o sfărănie. Trebuie să vă spun că poziția statului socialiste, Organizația Națională este bună. Nu am zis că a fost sfărănie socialistă, bună, organizații sfărănie în Românie, dobre. Și că, în general, socialismul și-a demonstrat capacitatea sa de a participa la discutarea și rezolvarea în condiții corespunzătoare și inevitabil a oricărei probleme internaționale. Jeteri socialismul prokázal svou schopnost zúčastnit se projednávání a řešení jakékoliv mezinárodní otázky v nejlepších podmínkách. Ve středu uveřejnil sovětský časopis Krásná hvězda článek polského generála Baranovského. Němž pan generál... Mě vytvořili ze zemlutia sovětik. Krásná hvězda a publikát. Un articol al unui general polonez, Baranovský, ve kterém vyjadřuje zase znepokojení, jak říká, nad vysilováním záporných jevů v Československu v souvislosti s Varšavskou smlouvou. În care acesta își exprimă din nou neliniștea în legătură cu întărirea forțelor antisocialiste în Ceoslovacia. A vyhlašuje ochotu prokázat podporu a pomoc našich novinářských kruzích se považuje generálová nabídka pomoci našemu lidu za zahájenou chuť k intervenci do našich záležitostí. Zatia se bune dispozícia generálnou respektivu în cercul socialistice este considerată ca o intenție sau o poftă de a interveni militar în Ceoslovacia. Nedomníváte se, že by bylo vhodné ujasnit v rámci Varšavského paktu, kdy je možno přicházet lidu druhé bratrské země na pomoc? Nu credeți că ar fi bine ca în caz ca tatăl de la Varsovia să se lămurească când este necesar să se vină în ajutorul unei țări? Tratatul este foarte clar în această privință. Varșavska smlouva je v tomto ohledu veľmi jasná. Či nie ešte nebude de ničo lomurire. Není potreba žiadneho vyjasňovania. Je kreat pentru a face față unui atac din afară a unui țări imperialiste împotriva unui stat membru al tratatului.